Ambasadorul României în Statele Unite, George Mayor, fost director al SRI, a declarat astăzi, după audierile la Comisia Parlamentară de Control a Serviciului, că există un interes politic el să fie schimbat din funcție. Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție și văd că există, acesta este determinat de rațiuni politice care trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomația și cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul național românesc. George Mayor a intrat recent în atenția liderilor coaliției de la putere după ce a criticat gestul avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, care a trimis o scrisoare președintelui Iohannis și altor lideri politici. Giuliani a vorbit atunci despre excese în anchetele DNA și despre o amnistie necesară pentru cei care au fost condamnați în baza protocoalelor secrete încheiate de SRI cu instituții din justiție. Ambasadorul României în Statele Unite a mai spus că își menține și acum declarația în care a susținut că Giuliani a vorbit în calitate de persoană privată și că acesta ar trebui să se informeze mai corect despre statul de drept din țara noastră. George Mayor s-a referit și la dezbaterea despre protocoalele secrete încheiate de SRI cu instituții din justiție și a cerut noi audiere ale unor lideri politici la Comisia de Control a SRI. Am cerut comisiei totuși să reflecteze serios dacă la multiple alegații privind interceptări ilegale, ofițerii acoperiți, incompatibili, presiune asupra justiției, să se aducă dovezi și să se audieze și alte persoane, de pildă domnul Liviu Dragnea, domnul Victor Ponta. George Mayor a mai declarat că a acționat în timpul mandatului său în interesul național al României.